a fost un meci dificil. În prima repriză ne-au creat probleme. A doua repriză ne-am impus jocul nostru și cred că s-a și văzut pe tabelă. Ce s-a întâmplat la pauză când ați revenit pe teren cu totul o altă față? Am avut încredere în noi, am fost ambițioși și am crezut în victorie. Te așteptai la un succes atât de consistent? Nu prea am așteptat la acest scor, dar eram hotărât să câștigăm, să ne calificăm la următorul tur. Următorul tur este împotriva campioanei Cehiei, Privra. Ce așteptări sunt de la dubla marge cu Cehiei? Ne pregătim, avem 3 săptămâni la dispoziție să ne pregătim. Vom da totul și cu Cehia pe teren și vom trece și de Cehia.